La briefingul săptămânal, primarul orașului Cernăuți, Oleksii Caspuk, a vorbit despre candidatura lui Vasil Prodan în postul de secretar al Consiliului Local și despre componența Comitetului Executiv. Nicio decizie în timpul aflării la conducere a Partidului Regiunilor în orașul Cernăuți nu era adoptată fără participarea lui Vasil Prodan. Niciodată în viață nu voi legaliza această putere, nu-l voi face conducător pe reprezentantul partidului ai cărui membri cumpărau voturile alegătorilor. Primarul și-a argumentat reticența de a înainta candidatura lui Vasil Prodan în postul de secretar al Consiliului Orășenesc Cernăuți. La următoarea sesiune a Consiliului Local, de asemenea, va fi examinată situația Comitetului Executiv al Consiliului Local. Actualmente continuă propunerile candidaturilor potențiale pentru componența Comitetului Executiv. Referitor la includerea reprezentantului de la partidul Orașul Natal în componența Comitetului Executiv, mi-am exprimat punctul de vedere. Le-am propus să-și înainteze candidaturile, dar ei insistă că acesta trebuie să fie Vladimir Chede. Eu refuz să înaintez candidatura lui și să cred că este o persoană respectabilă. Unii deputați din Cernăuți au propus să fie închis aeroportul din Cernăuți sau să fie transferat la evidența regiunii. Poziția mea nu s-a schimbat. Consider că trebuie să sprijinim întreprinderea în această perioadă dificilă. Anul trecut am primit 120 de zboruri, a fost și ambulanța aeriană și potențialii investitori și transportul aerian. Și înțeleg că unii deputați intenționează să împiedice furnizarea în oraș pe cale aeriană, astfel încât în viitor de aceasta să se ocupe companiile de transport, ale căror proprietari sunt acești deputați. De asemenea, unii deputați locali, a declarat Oleksii Caspuk, au îndoieli cu privire la necesitatea restabilirii teatrului Ivan Mikolaiciuc. Nu trebuie să uităm de cultură, dimpotrivă trebuie să o sprijinim, deoarece cultura este baza tuturor și nu toate cazurile trebuie abordate din punct de vedere comercial. Săptămâna trecută, delegația din Cernăuți a vizitat orașul polonez Cönin, cu care e înfrățit Cernăuțiul. În timpul vizitei, oficialii au discutat despre vizita specialiștilor pentru consultare la întreprinderea Vodocanal. De asemenea, invitații străini vor împărtăși din experiența lor referitor la noile tehnologii de reparare a drumurilor. Potrivit spuselor primarului orașului Cernăuți, închiderea aeroportului pentru o perioadă îndelungată va agrava situația socială și economică în orașul nostru. De aceea, aeroportul este un obiect strategic important pentru Cernăuți. Astfel încât să primim aeronave de stat, militare și private, investitori și turiști. Aeroportul nostru trebuie să fie pregătit pentru situații de urgență, pentru a primi militari. Doar războiul încă nu s-a terminat. Cu toate acestea, obiectul strategic în ultimii 4 ani treptat a devenit neprofitabil și ineficient. Ultima companie care a efectuat zboruri din aeroportul nostru și-a suspendat activitatea din cauza situației economice, ceea ce și mai mult a agravat situația financiară a întreprinderii. Aici este un avion, cu toate că ar trebui să fie aproximativ 10 aeronave, care să constituie câștigurile noastre majore. Iar acum avionul stă pe loc, deoarece din cauza problemelor economice, întreprinderea și-a suspendat activitatea și el încă nu poate să zboare. Un dezavantaj este și faptul că în Ucraina doar 5% din populație folosește transportul aerian, ceea ce practic face imposibilă funcționarea transportului aerian intern. Singura salvare sunt zborurile internaționale spre Europa și companiile aeriene low cost. Cu toate acestea, aeroportul nostru primește doar respingeri. Ni se spune concret, pistele dumneavoastră nu ne convin. Despre această problemă s-a vorbit și la forumul piloților și în alte împrejurări. Ni s-a mai reproșat, dacă veți face măcar o reparație, vom examina oferta dumneavoastră. Directorul aeroportului spune că doar o parte din pistă funcționează. Pentru a permite aeroportului să primească zboruri și să câștige fonduri, ar fi necesară nu doar finanțarea reparației aeroportului, ci și asigurarea acestuia cu echipamentele necesare, inclusiv cu mașini de pompieri și echipa de salvare, iar cheltuielile se vor micșora prin reducerea personalului. La sesiunea Consiliului Local va fi luată decizia concretă privind existența aeroportului internațional Cernăuți. Cu toate acestea, a investi milioane din bugetul orașului în aeroport nu înseamnă a umple avioanele cu pasageri. Următorul pas va fi cointeresarea companiilor de turism.
La Cernăuți a fost prezentat sistemul electronic pentru înregistrare cererilor și petițiilor la care li s-a propus să se încadreze și locuitorilor orașului Cernăuți. Noi prezentăm platforma unică de înaintare a petițiilor electronice, creată în cadrul programului Guvernare electronică prin responsabilitatea Guvernului și participarea comunității, finanțat de Confederația Elvețiană și implementat de către Fundația Est Europeană. Aici, pe acest portal electronic, pe care acum îl vedeți pe ecrane, dumneavoastră puteți găsi orașul dumneavoastră și trimite o petiție electronică. În acest proiect s-au încadrat deja 17 regiuni din Ucraina și de către cetățeni au fost înaintate deja peste 2000 de petiții. Sistemul de petiții electronice în Cernăuți deja funcționează. Petițiile sunt luate în considerare, avem atâta experiență pozitivă cât și negativă, deoarece au fost probleme ce țin de protecție. Am luat decizie să activăm în cadrul noului proiect care unește orașele Ucrainei și este mult mai bine gândit și mai eficient. În cadrul întâlnirii, primarul a semnat un memorandum vis-a-vis de acordul bilateral privind implementarea sistemului descris în Cernăuți. Fără de nicio preîntâmpinare, prețul la gaz a crescut de două ori, se revoltă bucovenenii. 1114 grivni a ajuns datorie pentru 6 luni, pe când pensia este de 1300, am plătit tot anul. Bucovenianul Zaparaniuc Vasile spune despre datoriile pentru gaz natural mai mult de 1000 de grivne pe care trebuie să le achite la Cernivtsi Gaz, deși dumnealui a plătit până acum la timp toate facturile pentru utilități. Aceste surprize neplăcute, facturile fericirii, le-au primit în general peste 26.000 de locuitori din regiune, dar mai cu seamă a cei care nu au contor pentru gaz. Acesta și este motivul. În ianuarie anul curent, Curtea Administrativă Supremă a Ucrainei a lichidat hotărârea Cabinetului de Miniștri numărul 237 din 29 aprilie 2015. Prin această hotărâre au fost reduse în jumătate cotele consumului de gaz pentru consumatorii care nu utilizează echipamente de măsurare. Hotărârea a fost constatată ilegală și nu a fost valabilă chiar din data adoptării. Această perioadă este din mai 2015 până în ianuarie 2016. S-a efectuat reviziunea. A câștigat procesul compania Naftogaz Ucraina. Acum însă noi trebuie să alergăm în fiecare lună aici și să ne descurcăm, dar cum să ne descurcăm singuri nu știm. Așa că bucovenenii în zadar s-au bucurat atunci când în mai de două ori s-au redus ratele consumului de gaz. Tuturor consumatorilor care au utilizat gazul natural fără contoare din mai 2015 până în ianuarie 2016 li se va cere plată pentru surplusul de consum. Mulți bucovineni revoltați de această decizie consideră că gazul natural nu mai are culoarea albastră, dar aurie. De altă părere sunt reprezentanții companiei Cernivtsi Gaz. Ei susțin că normele de consum al gazului n-au corespuns cu volumul real și explică că trebuie de plătit diferența. Dacă în casă este sobă cu gaz și apă caldă, consumatorul care până acum plătea 4,5 cub de gaz, de acum va plăti pentru 9 metri cub de gaz. Iar dacă este încălzire separată și aragaz, consumatorii care plăteau până acum pentru 9 metri cub de gaz vor plăti pentru 18. Pentru a achita datoriile, bucovenienii, ca și restul locuitorilor din Ucraina, au la dispoziție un termen de 9 luni, iar consumatorii care au înlesniri sau subvenții sunt rugați să se adreseze la Biroul Muncii și Protecției Sociale pentru a primi explicație cu privire la compensare. La Administrația Regională de Stat a avut loc conferința de presă a guvernatorului regiunii Oleksandr Fișciuc. Până la data de 20 martie, șefii adjuncți ai Administrației Regionale de Stat trebuiau în mod voluntar să scrie cererile de eliberare din post. Potrivit spuselor guvernatorului, aceste declarații nu au fost scrise. Azi m-am convins încă o dată că șefii adjuncți sunt de acord cu toții și acest lucru înseamnă că ei nu se țin cu ambele mâini de posturile sale. Am întrebat la secția resurse umane, cererile încă nu au fost depuse. La finalul conferinței de presă, voi discuta cu ei din nou privind situația dată.
Oleksandr Feșiuc a vorbit și despre problema drumurilor. Bună oară, în viitorul apropiat se planifică repararea parțială a unor drumuri și a podurilor temporare. Nu este simplă problema reparării podurilor temporare în localitatea Rostochi, unde e nevoie de 1,5 milioane de grivne. Ne-au promis că timp de 2 săptămâni aceste fonduri vor fi alocate. În prima etapă vor fi alocate circa 5 milioane de grivne, pentru a repara o parte a drumului pregătind pentru aniversarea a 75 de ani a lui Ivan Nicolaiciuc. Prin cutiile poștale din unele zone ale orașului Cernăuț au apărut pliante propagandiste privind separarea raionului Sadăgura de restul orașului. Peste 50 de ani noi hrănim și îmbrăcăm orașul Cernăuț. În schimb, orașul nu ne alocă bani pentru măcar strict necesarul. Nu ne aude, totul folosește în propriile interese. Cu aceste cuvinte se începe textul de pe pliantele ce pledează pentru separarea raionului Sadăgura de oraș. Ca autor al apelului de pe pliante este indicat numele deputatului Iurii Burega, care la rândul său respinge aceste informații și convingător susține că încă nu și-a pierdut bunul simț. Dacă este vorba despre unele nemulțumiri referitoare la buget, la dezvoltarea zonei Sadăgura, eu într-adevăr am uneori asemenea gânduri, dar încă nu mi-am pierdut bunul simț pentru a organiza astfel de acțiuni. Din această perspectivă, alesul declară convingător că decizia de a separa zona Sadăgura de oraș nu îi aparține dumnealui, ceea ce nu se poate spune despre grupul de oameni care s-au angajat la distribuirea pliantelor în acea noapte. Cineva probabil a hotărât să incinte spiritele, dar eu cred că aici a activat un grup mai mare de oameni care au lucrat toată noaptea afișând pleantele. În afară de aceasta, pe pleante scria despre organizarea unei adunări a mulțimii pentru joi dimineață la ora 10, unde este specificată vechea adresa deputatului Consiliului Orășănesc, care deja nu mai este valabilă deoarece denumirea străzii a fost schimbată acum 26 de ani. Stradă care acum de 26 de ani nu mai există, deci adresa unde am locuit cândva s-a luat dintr-o anumită bază de date electronice și probabil nu s-a verificat că nu mai există. Pentru a clarifica nedumeririle în fața publicului cu privire la învinuirea ca autor și organizator al apelurilor de separare a raionului Sadăgura, deputatul Consiliului Orășănesc a apelat la poliție cu o cerere de a fi depistate aceste persoane. Bineînțeles că am fost șocat și în primul rând m-am adresat la poliție, cerând să mi se dea o apreciere juridică și să fie depistate persoanele care au distribuit pliantele. În localitatea Crasna din raionul Storojineț, oamenii au blocat noul post de control la frontieră. La serviciul de frontieră au declarat că prin acest punct de control se intenționează reducerea contrabandei care urmează să fie transportată în România. Bineînțeles, acesta va fi un dezavantaj pentru comercianții locali, care sunt responsabili de organizarea mitingului. În anul curent am descoperit mai mult de 150.000 de blocuri de țigări în valoare de mai mult de 1,5 milioane de grivne. Acest lucru înseamnă că în prezent transportarea contrabandei a devenit mai activă decât în anul trecut. Anume din acest motiv, spun grănicerii, pe una din căile cunoscute de contrabandiști din zona de frontieră, au decis să instaleze un post de control suplimentar. Însă intensificarea controlului la frontiera de stat a fost percepută în mod negativ de către localnici. Drept rezultat, oamenii au organizat un meeting blocând activitatea polițiștilor de frontieră. Această unitate de frontieră îi împiedică să se deplaseze în zona de frontieră. Persoanele responsabile de organizarea acestui meeting ne sunt bine cunoscute. Ele au fost implicate și se implică în activități de contrabandă în această zonă. Polițiștii de frontieră sunt convinși că noul post de control nu constituie o piedică pentru localnici, ci pentru contrabandiști. Aceste persoane au fost reținute în mod repetat, au primit amenzi și li s-a confiscat contrabanda, însă rezultate semnificative nu s-au observat, spre deosebire de punctul de control. Grănicerii cunosc toți localnicii, de aceea nu vor verifica de fiecare dată actele lor. Este vorba despre străini și persoanele suspecte. Acest punct de control a fost localizat în apropierea localității Crasna în anul 2000. În timpul de față este inclus în componența satului. Cu toate acestea, la Consiliul Sătesc nu au confirmat informația dată. Primarul satului ar fi trebuit să ne avertizeze că în 16 ani populația compactă a satului s-a schimbat. Pe lângă aceasta, pentru combaterea contrabandei, vor fi plasate centre similare în zona de frontieră a raioanelor Hliboca și Hierța.
Voluntarii din Bucovina pregătesc să trimită un ajutor soldaților care luptă în zona operațiunilor antiteroriste. Apărătorilor țării li s-au pregătit bucate de casă și obiecte de primă necesitate. Femeile voluntari, pe care le vedeți acum în această bucătărie, s-au adunat într-un scop comun de a ajuta militarii care se află pe linia frontului, aducându-le produse alimentare și bucate proaspăt preparate la cuptor, din carne și multe altele. Din spusele voluntarilor, la prepararea bucatelor s-a pus și mult suflet. Din tot sufletul, din toată inima, de când am venit aici, eu nu dorm toată noaptea, mă gândesc cum mai repede să ajung, cum să le facem pe toate în așa mod, ca Dumnezeu să ne ajute să putem pregăti totul cu dragoste. Eu cred că totul este gustos. Totul s-a făcut din dragoste pentru tinerii de acolo, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru frații și bărbații noștri. Aceasta este deja a 22-a oară când voluntarii acordă ajutorul necesar ostașilor. Din spusele voluntarului Roman, soldații în afară de produse alimentare mai au nevoie de multe lucruri și nu în ultimul rând de obiecte de primă necesitate. Prin urmare, din cele menționate de dumnealui, militarii sunt mereu în așteptare voluntarilor. Tinerii de acolo așteaptă cu mare nerăbdare voluntarii, deoarece de 2 ani luptăm, dar armata încă tot este întreținută de voluntari. Soldații s-au adresat cu rugăminte de a le face rost de acumulatoare, ulei pentru transport și arme, antigel pentru autoturisme și multe varietăți de diferite mijloace tehnice. Așa că noi ceea ce am putut am adunat și în viitorul apropiat totul va ajunge la militarii noștri. În Bucovina este în curs de desfășurare predarea voluntară a armelor. Măsurile de predare voluntară a armelor, munițiilor, materialelor explozive și a instrumentelor speciale, păstrate ilegal de către cetățeni, se vor desfășura până la sfârșitul lunii martie. Pe parcursul acestei luni de predare voluntară a armelor, bucovinenii au predat de bunăvoie la poliție 100 unități de arme și 20 de unități de echipamente speciale. Printre cei care au decis să aducă armele ilegale este și locuitorul raionului Zastavna, care nu dorește să-și arate fața. După decesul tatălui, am găsit în dulap o armă. La televizor am auzit că pot fi predate armele care nu sunt declarate. De aceea am decis să profit de această oportunitate și am venit să predau arma. În total, prin predarea voluntară a armelor și munițiilor, 13 cetățeni au fost scutiți de acuzațiile penale. Oamenii au predat mai multe tipuri de arme. 20 de unități de echipamente speciale, 43 de modele de armă, o pușcă de vânătoare, 32 de arme de vânătoare cu țeavă lisă, de asemenea au fost predate de bunăvoie 3.893 de muniții pentru arme de calibre diferite, 6 proiectile din timpul celui de-al doilea război mondial și o grenadă. Cea de-a treia ediție a Seminarului Internațional de Jurnalism, organizat și de data aceasta cu succes de postul de televiziune TVR Iași și Asociația Iubire și Încredere, a avut loc în perioada 21-23 martie curent la Iași. Obiectivul seminarului a fost de creșterea accesului la informații de calitate în domeniul comunicării publice, lărgind aria de informații privind contextul actual și bunele practici în domeniu, în beneficiul tinerilor, publicului și al profesionalilor. Profesioniștilor în comunicare, au declarat organizatorii evenimentului. De 3 ani de zile l-am pus în acest format cu diferite teme. Televiziunea în era internetului, televiziunea și comunitatea. Iată, de această dată vedem unde se întâlnesc spectacolul, scena cu televiziunea prin intermediul Matei Vișniec sau până unde mergem cu spectacolul știrilor. Iar obiectivul este să le dea șansa studenților de la jurnalism, tinerilor pasionați de jurnalism, oamenilor care lucrează în comunicare sau în PR, să întâlnească specialiști din televiziune, din jurnalism, din zona Europei, pe care altfel, spunem noi, n-ar putea să-i întâlnească într-un astfel de seminar gratuit pentru toți participanții.
Având ca temă de dezbatere televiziunea spectacol, la seminar au fost invitați traineri și jurnaliști cu experiență nu doar din România, ci și din străinătate. Bună oară, elevii, studenții și tinerii jurnaliști care s-au înscris la sesiunile seminarului au beneficiat de competența și profesionalismul unor invitați de seamă ca producător de televiziune David Lowen din Marea Britanie, jurnalistul francez Nicolas Don, Cristina Hermeziu, mediator cultural din partea Institutului Cultural Român la Paris, Daniel Condurache, profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, jurnaliștii Irina Păcurariu, Marian Voicu, Ticu Lăcătușu. Ediția din acest an a Seminarului Internațional de Jurnalism are o temă incitantă, spunem noi, televiziunea spectacol. Și de aceea ne-am gândit să invităm jurnaliști, traineri care au ce spune atât în ceea ce privește spectacolul știrilor și este cazul jurnalistului româno-francez Nicolas Don. Apoi aceeași temă ne-a determinat să invităm pe David Lowen, președintele Prisircom, un britanic cu o experiență de televiziune foarte puternică. Din Franța a venit invitatul special, jurnalistul, scriitorul, dramaturgul Matei Vișniec, și el ne-a vorbit despre teatru și despre jurnalism. Este un om cu o experiență foarte bogată și are foarte multe de împărtășit tinerilor prezenți. Toți aceștia ne-au vorbit fie despre ceea ce se întâmplă dincolo de ecran, de spectacolul și de aventura munților, în cazul lui Ticu Lăcătușu. Au fost experiențe foarte interesante pe care le-au împărtășit acești invitați. Unul dintre cei mai așteptați vorbitori la seminar a fost renumitul dramaturg român contemporan Matei Vișniec. Prezentarea dumnealui a adunat și mai mult public la seminar, dumnealui vorbind despre manipularea emoției în mass media, de teatralizarea și hollywoodizarea informației, dedicând acestor fenomene un roman și mai multe piese de teatru. Din multe puncte de vedere, acest tip de colocviu creează un fel de conștiință a participării civice la o construcție de societate democratică. Fără jurnalism, democrație nu poate exista. Când jurnalismul își abandonează misiunea, democrația suferă întâi și întâi. Cu cât apar mai mulți mercenari în zona jurnalismului, cu atât dispare contraputerea în societate. Deci poziția jurnalistului în societate este importantă, merită dezbătut statutul jurnalistului, merită dezbătută problema mediilor de informare și cât de onorabile sunt ele și cât de conștiente de misiunea lor. Mă bucură să văd de asemenea că sunt mulți tineri care vor să facă jurnalism. Deci meseria nu și-a pierdut total atractivitatea, deși a fost trădată de multe, multe, multe persoane. La seminarul internațional de jurnalism au participat jurnaliști de la Clubul Media Meridian și postul online de televiziune Real TV ale Centrului Bucovinean de Artă Cernăuți. Datorită acordului de parteneriat între Centrul și TVR Iași, tinerii jurnaliști din Cernăuți, interesați de profesia de jurnalism, au participat la toate trei ediții ale seminarului. Seminarul internațional de jurnalism s-a dovedit a fi o întâlnire între presă și consumatorii ei, o tribună a dezbaterilor privind televiziunea spectacol, organizat în cadrul proiectului TVR Iași 25, care cuprinde 25 de evenimente ce vor fi organizate de TVR Iași pe parcursul anului 2016. Jumătate zeu, jumătate țăran, un om cu mult înaintea timpurilor sale, care a făcut pași pe nisipul eternității, artist de geniu al secolului 20, Brâncuș a exprimat în creația sa o viziune complet nouă asupra lumii. Începând din 2016, 9 februarie, ziua de naștere a lui Constantin Brâncuș devine sărbătoare națională. Legea pentru declararea zilei Brâncuș ca sărbătoare națională a fost promulgată de președintele României Klaus Iohannis în noiembrie anul trecut și reprezintă o reparație morală față de refuzul și umilirea marelui sculptor de către statul român.
Programul 140 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș, lansat la Institutul Cultural Român, celebrează creația de geniu a artistului născut pe 19 februarie 1876 la Hobița. Colocviile Brâncuș, atelierele și caravana Brâncuș, festivalul de film Brâncuș, DocuArt și acordarea premiului Brâncuș se numără printre proiectele incluse în programul lansat de ICR. La Cernăuți, ziua de naștere a marelui Brâncuș a fost marcată de Consulul General al României Eleonora Moldovan prin susținerea unei prelegeri la Facultatea de Arhitectură, Construcții și Artă Decorativă a Universității Naționale din Cernăuți Iuri Fetcovici, având ca scop promovarea și popularizarea valorilor de vârf ale României în mediul ucrainean. Totodată, la mijlocul lunii martie, când artistul Constantin Brâncuș a trecut în neființă, la Centrul Cultural Român Eudoxiu Hurmuzache a fost inaugurată o expoziție cu reproduceri ale operelor lui Brâncuș, în principal ale celor din ansamblul monumental de la Târgu Jiu. Consulatul General al României la Cernăuți a fost prezent la evenimentul de comemorare a marelui sculptor român prin persoana domnului consul Edmond Neagoe. În acest an, an dedicat creației și vieții artistului Constantin Brâncuș, se organizează atât de multe și de frumoase manifestări în întreaga lume. Iată, oaspeții noștri dragi din Gorj au fost și la Viena, au fost și la Chișinău, acum sunt la mica Viena și dăruiesc o parte din imaginile ritualice pe care ni le-a dăruit de-a lungul timpului prin creațiile sale marele nostru artist. Declar că fiind obligație de serviciu să reușesc să ducem cât mai mulți copii acolo la Târgu Jiu, să vadă monumentul ridicat, ansamblul monumental dedicat eroilor care au căzut în primul război mondial. Sper ca și pe viitor aceste legături să fie manifestate, concretizate în cât mai multe contacte, atât la nivelul oamenilor de cultură, cât și la nivelul elevilor, școlarilor noștri de aici și de acolo, pentru că ei sunt cei care vor duce mai departe această tradiție a artei și culturii populare românești. De la locurile de baștenă ale sculptorului român au sosit la Cernăuți Vasile Brâncuș, consăteanul marelui artist Teodor Dădălău de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Victor Rădulescu, producător TV. Un alt oaspete al evenimentului Brâncuș la Cernăuți a fost tânărul sculptor Eric Perjovski din Chișinău, care nu odată a participat la taberele de creație ce se organizează anual la Hobița. De peste 26 de ani, județul Gorj găzduiește una din marile acțiuni de artă vizuală din România, Festivalul Internațional de Arte Vizuale Gorj Fest. Ediția din acest an, a 26-a de fapt, coincide cu împlinirea 140 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș. Iată motivul pentru care instituția noastră și-a propus să organizeze în țară și în afara țării peste 50 de expoziții. Iată că acum suntem la Cernăuți, în Ucraina, cu câteva lucrări, câteva fotografii care, de fapt, sunt arată câteva elemente de inspirație a marei opere brâncușiene. Șirul de expoziții internaționale va continua cu o expoziție la Londra, după aceea mergem la Chișinău, deci în imediata dumneavoastră apropiere. Inițiatorul și moderatorul manifestării, Vasile Tărâțeanu, a mulțumit pentru sprijin oaspeților gorjeni, în special Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. La inițiativa lui Dragoș Olaru, toți cei prezenți la eveniment au comemorat un minut de reculegere pentru sculptorul cernăuțean Dumitru Gorșkovski. Prin cele 250 de opere create în cei 50 de ani de carieră, artistul Constantin Brâncuș a adus contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană. La Hobița, Brâncuș a rămas și va rămâne viu în sufletele oamenilor. Și totuși, cum e să vii din localitatea lui Brâncuș?
Sunt consătean cu Constantin Brâncuș și am fost și contemporan timp de 7 ani cu Constantin Brâncuș. El murind în 1957, eu născându-mă în 1951. Tatăl meu l-a cunoscut în 1937-38, fiind la Târgu Jiu băiat de prăvălie și ne povestea că era privit ca o curiozitate ce face el. Era o chestie neobișnuită pentru un orășel mic, lucrările erau mari, meșteri mulți și el era o figură pitorească, cu barbă, cu era un tip impozant îmbrăcat modern ca la Paris. Am început acum 5 ani, împreună cu Doru Dădălău, centru de la Târgu Jiu, o tabără internațională de sculptură la Peștișan de pictură. Vrem să o amplificăm în sensul că vrem să o facem și o școală pentru elevi și studenți. Noi punem la dispoziție materialul lemnul care se găsește din belșug în zonă și marmura care se găsește la carierele de marmură din prejur. Vom organiza în 24-25 iunie, chiar lângă casa lui Brâncuș de la Hobița, într-un spațiu absolut senzațional, o mare manifestare a ei românești. Am invitat și din țările învecinate oameni care poartă ea românească și au fost provincii românești și ca atare am invitat din Bucovina un grup de 15 oameni care vor veni îmbrăcați în costume populare. Brâncuș s-a stins din viață la Paris în martie 1957, lăsând moștenire statului român atelierul său și un număr important de lucrări. Statul român condus de Partidul Comunist a refuzat însă să accepte moștenirea marelui artist și astfel atelierul său a revenit statului francez, iar Muzeul Național de Artă Modernă din Paris păstrează lucrările lăsate moștenire statului român prin testament.